primele luni ale noului an se anunță dificile. Pandemia nu a trecut. Aceasta este previziunea sumbră făcută de Alexandru Rafila. Iar pentru a le depăși avem nevoie de solidaritate, responsabilitate și empatie unii față de ceilalți, mai spune Ministrul Sănătății. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila nu se arată prea optimist în legătură cu primele luni din noul an în ceea ce privește situația pandemică. Primele luni ale noului an se anunță dificile. Pandemia nu a trecut, iar pentru a le depăși avem nevoie de solidaritate, responsabilitate și empatie unii față de ceilalți. Lucrez împreună cu colegii mei ca să depășim această perioadă cât mai repede și ulterior să trecem la reclădirea sistemului nostru medical. Accesul la servicii medicale de calitate ne va face viața mai bună, afirmă Rafila într-o postare pe Facebook. El precizează că dorința sa cea mai puternică este să găsim calea pentru o viață fără constrângeri pentru a putea călători și participa la evenimente culturale și sportive în siguranță. Ne străduim să menținem școlile deschise. Acestea sunt fundamentul pentru a avea noi generații sănătoase și instruite. Le mulțumesc colegilor mei din sistemul medical pentru efortul formidabil făcut în cei doi ani de pandemie. Contez în continuare pe profesionalismul, generozitatea și altruismul vostru. Numai împreună putem reuși și mai spune Ministrul Sănătății.